acum citesc una din cărțile colorate care ne fac viața frumoasă atunci când nu ne place să ne uităm la telenovele. De multe ori mă gândesc că aș putea să mă trezesc într-o dimineață și să găsesc pe noptiera sau în cazul în care aș avea o noptieră, momentan n-am, un bilet de avion către oriunde. Încă nu l-am găsit. E o melodie care nu știu de ce a devenit într-un fel melodia mea și a lui Ticu, o melodie pe care o cântă George Michael și care e o melodie de sărbători, are și un remake acum, habar n-am cum se cheamă, e o melodie veselă și frumoasă. Last Christmas, yes, I gave you my heart. Păi aia e tristă. But the very next day you gave it away. Adică ai plecat this year. Noi suntem niște oameni cu umor. Noi râdem la orice rece. Cred că aia pe care ai uitat-o a doua zi după ce ai auzit-o. Nu știu, sunt filme fabuloase. Sunt o mare consumatoare de film. Capote, dacă l-ați văzut, e un film fantastic. Are un decupaj fantastic la început, în care vezi undeva o casă la capătul unui drum, care de fapt se dovedește că nu ce nicăieri și casa era doar în închipuirea cuiva. Cafea. La Bangkok n-am fost, New York. La New York am stat prea puțin, sper să mă întorc cât de curând, iar la Paris aș putea trăi încă două vieți de acum înainte. Poate că aș fi fost o bună frizeriță, să n-aibă umor. Ei, cățelușul cu pricina, nu mi-amintesc altul. Pe hârtie. Cu o piatră. Așa mi s-a întâmplat. Era o piatră adusă de pe acoperișul lumii, pe care eu, fiind crescută de mama mea și deci extrem de ordonată, am decis că trebuie să o arunc, pentru că mi se părea că a căzut de undeva și că îmi deranjează settingul de emisiune pe care l-aveam atunci, el fiind invitat la emisiune, abia apoi am aflat că era adusă special pentru mine de pe acoperișul lumii. O mai am și acum. Îmi dă libertatea de a nu mă uita la un meci de fotbal, pentru că ce ar fi să ajungem cu toții sau cu toatele dependente de canalele de sport, și mă las să cred că imposibilul e posibil. Se numea Wanda. Niște cizme? Cred că totuși acul. Râs. Și cam atât. Destul. Am obosit. Și mâine sigur o să iau de la capăt. Sunt cam multe cuvinte. Vreau să le explic tuturor că nu e din vina mea faptul că am ajuns mare. Sper să nu mi se întâmple niciodată și să rămânem toți cu inocența fără de care am fi niște monștri.